Bună ziua și bine ați venit pe canalul meu de YouTube. Astăzi voi pregăti bruschete cu roșii și prosciutto. Pentru această rețetă avem nevoie de o baghetă, roșii, ulei de măsline, prosciutto, busuioc, 2-3 căței de usturoi, sare și piper după gust. Bagheta întăiat-o felii, o punem la prăjit, într-o tigaie cu ulei de măsline și o lăsăm să se prăjească pe ambele părți. Roșiile le tăiem cubulețe mărunt. Tăiem și usturoiul mărunt. Usturoiul peste roșii, acum punem și prosciutto. Amestecăm puțin. Adăugăm sare. Piperul. Adăugăm și usuioc. Când totul este amestecat bine, punem și uleiul de măsline. În acest amestec se pun toate după gust. Acum este gata și se poate pune pe pâine. Bruschetele mele sunt gata, vă urez poftă bună și vă mulțumesc pentru vizualizare. Pentru mai multe rețete gustoase, abonați-vă la canalul meu de YouTube, Idei de Mâncare de la Mădălina.